Aș vrea să ne oprim lângă dorința lui Pavel, nu dorința lui David, de a-l aduce pe Domnul la Ierusalim, de a pune în capitala țării, în reședința lui, pe Dumnezeul țării. Și lucrul acesta, Dumnezeu l-a apreciat la el. Doar că David, când vrea să aducă chivotul la Ierusalim, nu s-a gândit foarte bine ce este chivotul. Chivotul era locul prezenței lui Dumnezeu, scaunul de domnie al Domnului. În Vechiul Testament, Dumnezeu este numit cel ce șade între heruvimi. Cu alte cuvinte, nu poți despărți chivotul de prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu de chivot. Nu că am putea să-L încutiem pe Dumnezeu în chivot, care era o cutie din lemn de salcâm poleită cu aur, foarte frumoasă, probabil, făcută de Bețaleel, dar Dumnezeu, practic, șade între heruvimi. Și dacă v-aș aduce aminte doar de un singur verset, versetul 89 din Numeri, capitolul 7, când Moise intra să vorbească cu Domnul, auzea glasul Domnului de pe capacul ispășirii dintre heruvimi, și vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu îi răspundea. Imaginați-vă prezența lui Dumnezeu audibilă într-un fel. Pe de altă parte, prezența lui era evidentă prin norul care se odihnea pe cort sau prin stâlpul de foc noaptea. Deci Dumnezeu și-a dorit să locuiască în mijlocul poporului său. De aceea, când David dorește să aducă chivotul la Ierusalim, practic se pregătește într-un fel o relație sau un conflict între doi împărați, între împăratul pământesc David și între împăratul divin, Dumnezeu. Dar veniți să ne aducem aminte de cele două cărți pe care noi tocmai le studiem în dimineața aceasta și în anul acesta, 1 și 2 Samuel. În cele două cărți avem tranziția de la teocrație la monarhie. Până acum, Dumnezeu era împăratul și el opera în țară prin diversi judecători pe care îi ridica la momentul potrivit. Dar pe vremea lui Samuel, poporul a venit și am zis, dă-ne un împărat, cum avem toate neamurile. Avem impresia că inițiativa este a poporului. Nu, nu, nu. Dumnezeu, din planurile lui eterne, prin toată Scriptura, el pregătea o monarhie, dar o monarhie teocratică. Și de aceea, un leitmotiv în Cartea Judecător era că oamenii făceau tot ce voiau, pentru că nu era împărat în Israel. Iar Dumnezeu, deja în Deuteronom, a dat porunci clare cu privire la ce trebuie să facă împăratul, ce nu trebuie să facă împăratul. Deci el, deși a acceptat cererea poporului, l-a uns pe Saul ca împărat, el rămâne împăratul suprem, el rămâne într-un fel autoritatea ultimă în poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a dorit și insistă pe o monarhie teocratică, pe o guvernare subordonată lui Dumnezeu, autorității, puterii lui Dumnezeu. Lucrul acesta l-a călcat Saul în picioare și trebuia să-l învețe David. Dar veniți să privim istoria monarhiei în Israel. Dacă luăm cartea 1 și 2 Samuel și adăugăm și 1, 2 împărați, avem toată istoria monarhiei, ridicarea și căderea monarhiei în Israel. Ați mai văzut imaginea? Partea, linia dreaptă din partea dumneavoastră stângă este Hexateuhul, cele 5 plus cartea lui Iosua, cele 5 cărți ale lui Moise, după care 1 și 2 Samuel acoperă primii doi împărați din regatul unit. Fiul lui David, Solomon, urcă pe tron, la moartea lui regatul se rupe din pricina neascultării lui, pentru că el n-a învățat lecția pe care Dumnezeu l-a învățat pe David acum, la urcarea lui pe tron, că împăratul suprem, cel care trebuie ascultat, este și rămâne Dumnezeu. Și de aceea, în 722, 10 seminții pleacă în robia asiriană, în 586, ultimele două seminții pleacă în robia babiloniană. Și ăsta este sfârșitul, căderea monarhiei în Israel, dar Dumnezeu n-a renunțat la planurile lui. Primul împărat, Saul, falimentează. În loc să întrebe pe Domnul, cheamă pe cei care cheamă morții, calcă poruncile lui Dumnezeu, îl sfidează pe Dumnezeu și Dumnezeu îl omoară. Și dă împărăția lui David,
fiul lui Isai. Și în felul acesta începe domnia lui David, sau cel puțin presupusa domnia lui David, pentru că în prima parte a vieții este fugar. Saul vrea să-l omoare și el trăiește mai mult prin străini decât în propria lui țară. Oare ce va face David când ajunge el pe tron? Poate vă sperie toată povestea asta complicată, dar dați-mi voie să vă spun că este doar un fel de cuier pe care noi așezăm diversele părți ale unei narațiuni. Și ne ajută cuierul acesta pentru că putem pune în relație blocurile de text dintr-o narațiune. Și dați-mi voie să trec repede doar prin ce aveți în fața dumneavoastră. Mai întâi este cadrul narațiunii, apoi pornește acțiunea. Urmează incidente preliminare, incidente care pregătesc declanșarea conflictului. Zona conflictului major este esențială, pentru că împreună cu concluzia naratorului ne va călăuzi spre scopul naratorului prin cartea lui. Când am ajuns la momentul sau punctul de maxim al tensiunii al conflictului, conflictul începe să descrească, se rezolvă, avem rezultatul rezolvării conflictului, sfârșitul narațiunii și concluzia naratorului. Dar noi suntem la începutul cărții 2 Samuel. Și am văzut că David începe foarte bine. Saul tocmai a murit, el îl plânge în cadrul narațiunii, în primul capitol, după care îi adresează lui Dumnezeu, monarhului suprem sau regelui suprem, o întrebare: Doamne, să mă sui vreuna din cetățile a lui Israel? Suie-te, îi spune Domnul. Doamne, în care cetate să mă sui? Și Domnul îi spune: du-te la Hebron. David merge la Hebron și Iuda îl unge ca împărat pe David. Și timp de 7 ani și 3 luni, el stă și așteaptă hotărârea lui Dumnezeu. El avea ungerea Domnului pe capul lui, dar nu s-a grăbit să împingă el lucrurile, să tragă el sforile, ci așteaptă ca Dumnezeu să rezolve lucrurile pentru el. Un lucru foarte pozitiv în viața lui David. Și în toată perioada asta de 7 ani și 3 luni, practic este război civil în Israel. Abner, căpetenia oștirii lui Saul, se încăpățânează, îl pune pe Isboșet împărat, mută capitala și 7 ani și 3 luni sunt războaie interne între oamenii lui David și oamenii lui Abner. Dar după moartea lui Abner, războiul civil se termină și în capitolul 5, despre care ne-a vorbit Timi duminica trecută, se pune capăt într-un fel acestei frământări de 7 ani și 3 luni. Bătrânii lui Israel vin la David în capitolul 5 și îl pun împărat peste toate cele 12 seminții. Dar acolo ungerea împăratului nu se făcea cu o delegație de câțiva oameni, ci probabil toată oștirea, fosta oștirea lui Abner, acum vine la David să-l proclame împărat. Și este bucurie mare, David este uns împărat peste cele 12 seminții. Și el prinde ocazia, dacă tot am armata lângă mine, el merge împreună cu oștenii lui și cucerește cetatea Iebusiților și transformă Ierusalimul în capitala lui Israel, până în zilele noastre. În capitolul 5 am văzut că avem capitala, reședința și familia lui David și în mod special sunt menționate 2 din războaiele lui cu filistenii, imediat după încoronarea lui. Când au auzit filistenii că David a fost făcut împărat, au venit împotriva lui. Și notați, vă rog, subordonarea lui David față de Dumnezeu. Doamne, să mă sui împotriva filistenilor. Suie-te, îi voi da mâini? Îi voi da. Și David pornește și câștigă bătălia. Filistenii se retrag, se repliază și vin înapoi împotriva lui David. Și David întreabă din nou pe Domnul: Doamne, să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da mâna mea? Nu te sui, ia-i pe la spate. După care urmează câteva instrucțiuni specifice. Și David este cu urechile ciulite și cu inima deschisă să împlinească toate instrucțiunile lui Dumnezeu. Oprește-te în dreptul duzilor și când vei auzi un vuie de pași pe deasupra duzilor, grăbește-te, Domnul merge înaintea ta să bată pe filisteni. David ascultă și respectă întru totul instrucțiunile lui Dumnezeu. Dar era vorba de pielea lui, era vorba de împărăția lui, era vorba de familia lui. Și atunci e normal, când depinzi de Dumnezeu, ești un pic mai atent la ce spune Dumnezeu. Dar notați, vă rog, ascultarea lui David.
În versetul 10 din capitolul 5, David ajungea tot mai mare și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el. David ajungea tot mai mare și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el. Da, dar Domnul, Dumnezeul oștirilor, încă de pe vremea lui Moise, avea un tron, avea un scaun de domnie. Și de obicei împăratul stă pe tronul lui, pe scaunul lui de domnie. Da, Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el, dar chivotul tronului Dumnezeu, scaunul de domnie a lui Dumnezeu, era în casa lui Abimelec. Și nu de o zi, două, dragii mei, ci de decenii. Și David însuși spune, de pe vremea lui Saul, nu ne-am mai îngrijit de chivotul Domnului. Dacă Domnul Dumnezeul oștirilor era cu David, nu era normal ca scaunul de domnie al Domnului să fie în cetatea lui David, în capitala lui Israel, aproape de casa împăratului, pentru că cei doi împărați trebuia să conviețuiască într-o ordine hotărâtă de Dumnezeu. Așadar, dorința lui David este legitimă, este bună, este apreciată de Dumnezeu. Până acum, dacă urmărim toată narațiunea, ascultarea lui David este exemplară. Ascultarea lui David este exemplară. Oare ce va face în momentul în care nu-i vorba de pielea lui, ci vorba de tronul lui Dumnezeu, de scaunul de domnia lui Dumnezeu, îi vorba de Dumnezeu însuși? Va fi oare la fel de atent ca atunci când, Doamne, să măsui sau să nu măsui și când stătea să audă vuietul pașilor în vârful duzilor ca să nu iasă din cuvântul lui Dumnezeu? Asta este întrebarea cu care începe și ne lasă, dragii mei, capitolul 6 din 2 Samuel, când David vrea să aducă chivotul Domnului la Ierusalim. Observați, de la incidentele preliminare, de la războiul acela civil, din capitolele 2 la 5, ne mutăm într-un alt segment, incidente care pregătesc declanșarea conflictului. Incidente care pregătesc declanșarea conflictului. Să nu uităm, în momentul în care Saul este uns ca împărat și Samuel vine și vorbește poporului ca să se știe cine este marele împărat, în vremea secerișului sunt tunete și fulgere și poporul se îngrozește și vine la Samuel. Dumnezeu dorea în poporul său o guvernare subordonată autorității lui, o monarhie teocratică. Dragii mei, nu așa ar trebui să fie toate guvernele? Noi votăm oameni după câtă pită ne dau. Nu, dragii mei, ar trebui să votăm oameni după cât Dumnezeu respectă, după cum se supun autorității lui Dumnezeu. Pământul este al Domnului cu tot ce este pe el. Dragii mei, el este șeful, creatorul acestui univers. De el ar trebui să asculte toate guvernele, toate familiile, toți indivizii, pentru că el este creatorul. Cu alte cuvinte, conflictul începe să se clarifice și va fi între cei doi împărați, între David, împăratul pământesc, și Dumnezeu, împăratul ceresc. Și uitați-vă cum începe textul. David a strâns iarăși, dacă limba română comunică, înseamnă că mai strânsese odată. A strâns iarăși. Dar dați-mi voie să mă mut în dreptul cuceririi Ierusalimului de la dușmanii lui David. Atunci când a văzut toată oștirea lângă el, probabil în 7 ani și 3 luni, a avut vremea să gândească, să organizeze, nu l-a luat prin surprindere, Dumnezeu i-a dat vreme și el știa că capitala nu poate fi nici la Iuda, nici la Israel. Trebuie să fie undeva la mijloc ca să fie și capitala unora și capitala altora. Și cucerirea Ierusalimului este o lovitură de maestru a lui David și creează un punct comun. Hiram izidește o casă, familia lui este pusă înaintea noastră, după care prezența lui Dumnezeu este dovedită de cele două victorii ale lui. Dar nu ni se spune că ar fi întrebat pe Domnul când s-a dus să cucerească cetatea ebusiților. El pornește și pentru că are biruință, se așează în cetate, are reședința în cetățuia lui David, cred că experiențele noastre precedente guvernează deciziile noastre viitoare. Și lucrul acesta pare se întâmple și cu David. David a strâns iarăși, când mai strânsese, ala în coronarea lui era toată oștirea, a strâns
pe cei aleși din Israel, 30.000, 30.000 nu erau bătrânii lui Israel, erau oastea lui Israel. Când a strâns iarăși pe cei 30.000 de oameni aleși, s-a dus să facă cu chivotul Domnului ce a făcut cu cetatea ebusiților. Și a crezut că puterea lui, oștirea lui, biruințele lui sunt suficiente. Observați ce ușor ne rezămăm pe experiențele precedente, uitând că Dumnezeu are libertatea să schimbe regulile, să ne spună să facem altceva decât am făcut ieri. Cu toți cei care sunt în jurul lui, David s-a suit să ridice chivotul, să-l ia de la Baale Iuda, dar uitați-vă cum este numit chivotul. Citiți cu mine textul. Chivotul... Chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor, care stă sau șade între heruvim, deasupra chivotului. Țineți minte că atunci când intra în cortul întâlnirii, Moise vorbea gură către Domnul? Chivotul nu era un obiect de cult inert pe care să ridici, să-l pui într-un car, să-l duci unde vrei, pentru că așa e hotărât împăratul lui Israel. Nu, nu. Dacă el a întrebat pe Dumnezeu, când era vorba de pielea lui, în ce cetate să măsui? Îi voi dai mâinile mele? Oare de ce a fost neglijent, dragii mei, când era vorba de prezența, de puterea, de autoritatea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, chivotul era tronul lui Dumnezeu. Da, o cutie de salcâm, cu drugi, cu un capac, cu doi heruvimi, tronul lui Dumnezeu, scaunul de domnie al Domnului. Țineți minte textul din Numeri? Moise auzea glasul Domnului vorbindu-i de pe capacul ispășirii dintre heruvimi. Și Moise vorbea cu Domnul și Domnul îi răspundea. Cu alte cuvinte, David se pregătea să aducă pe Domnul la Ierusalim. Chivotul era doar o interfață între un Dumnezeu nevăzut și un popor în carne și oase, cum era și David. Dar era tronul împăratului nevăzut al lui Israel. Chivotul era locul prezenței lui Dumnezeu, scaunul de domnie al Domnului. Dumnezeu era cel ce șade între heruvimi, înaintea chivotului era chemat numele lui Dumnezeu. Au luat chivotul și l-au pus într-un car nou. Și foarte interesant, naratorul insistă pe lucrul acesta ca și cum n-ar vrea să ne scape lucrul pe care vrea să-l sublinieze. L-au ridicat din casa lui Abinadab și doi fii ai lui Abinadab, Urie și Ahio, cârmuiau carul. Da? Cârmuiau carul cel nou. Dar de unde i-o fi venit lui David în minte? Poate că distanța era mare, era Chiriat Iearim, să-l aduce la Ierusalim, când nu erau șosele, nu era asfalt, dragii mei. Și s-a gândit, când filistenii au trimis înapoi chivotul, l-au pus într-un car nou, au pus două vaci care nu fuseră la jug, le-au închis viței și carul a venit până în Betșemeș. Și acolo au descărcat pe piatra respectivă chivotul, au adus ca jertfă carul și animalele, după care câțiva dintre curioși au deschis chivotul și Dumnezeu i-a trăznit acolo imediat. S-au speriat și au trimis chivotul la Chiriat Iarim, unde a stat 20 de ani fără să-și aduc aminte de el. Să fi întrebat oare, în ghilimele vorbind, David pe filisteni? Ei au avut ideea, în niciun caz Dumnezeu. A, da, 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 atunci când s-a făcut cortul, erau și care pe acolo, mai ales când cortul trebuia mutat. Dar acolo se puneau stâlpii, scândurile, învelitorile cortului, dar în niciun caz chivotul. În niciun caz chivotul. Ce s-a întâmplat? Chivotul a pornit cu carul cel nou, Ahio era în fața carului și Uza mergea pe lângă car, în dreptul chivotului. Și David juca din răsputeri în sunetul tuturor goarne, țimbale, tot felul de alăute, dragii mei. Imaginați-vă lauda, bucuria, cântarea înaintea lui Dumnezeu, înaintea chivotului. Chivotul, în sfârșit, vine în cortul pe care l-am pregătit.
Ajung în aria lui Nacon și probabil în hopful prin care au intrat boi, carul, chivotul era să răstoarne și Uza pune mâna pe chivot și în momentul acela Dumnezeu îl trăznește. Și Uza este despicat, rupt acolo înaintea întregului popor. Muzica încetează, dragii mei, bucuria de pe fețele lor devine întristare și textul spune David s-a întristat, iar cronicarul spune David s-a mâniat pentru că Dumnezeu făcute o astfel de spărtură. Acum, și noi venim înaintea lui Dumnezeu și cântăm cu bucurie și avem programe, dragii mei. Cum ar fi să intervină odată Dumnezeu între noi în felul acesta? Și să amuțim cu toții. Lauda, bucuria și cântarea nu scuză neascultarea de Dumnezeu. Nu țin loc de ascultare. Și indiferent ce programe am face lui Dumnezeu sau ce program i-a pregătit David, pentru că era acolo o armată întreagă, dragii mei, o orchestră întreagă, dacă vreți, sau o fanfară întreagă, care cântau și jucau înaintea lui Dumnezeu, nu țin loc de ascultare. Nu scuză neascultarea. Uitați-vă, mai târziu Isaia scrie poporului său, de data aceasta neascultarea cuprinsese nu numai pe mai mari lui Israel, ci întregul popor. Capitolul 1, ascultați căpetenii ale Sodomei, da? Ascultați căpetenii ale Sodomei, ia aminte la cuvântul Domnului, la legea Domnului, popor al Gomorei. Numi, citiți cu mine, numi, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Dar, Doamne, nu le-ai poruncit Tu. Cum să nu ți le aducem? Dar observați, darurile de mâncare, jertfele, lauda, închinarea noastră, trebuie să respecte întru totul așteptările lui Dumnezeu. Căci mi-e scârbă de tămâie, dar, Doamne, tămâia era sfântă, Tu ai poruncit ce să facem cu ea, când să tămâiem, unde... mi-e scârbă de tămâie. Și textul continuă, citiți cu mine. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Atunci când neascultarea este prezentă, nu vreau adunări de sărbătoare. Muzica se tacă, dragii mei. Dumnezeul cel Sfânt așteaptă de la noi, nu cântări, nu bani puși în perș, dragii mei, așteaptă de la noi ascultare de El. Nu vreau să văd sau nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și versetul 14 încheie. Urăsc, ce urăsc? Lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară. Nu pot să le sufăr. Nu pot să le sufăr. Isaia anunța, dragii mei, pedeapsa care trebuie să vină peste un popor care îl cinstea pe Dumnezeu cu buzele, dar cu inima era departe de El. Și versetul 18 conchide, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Când Dumnezeu te cheamă la judecată, te cheamă la introspecție, te cheamă la a vedea unde ai greșit, unde n-ai ascultat, unde ai fost neglijent în raportarea ta la Dumnezeu. Atunci când Saul încearcă să-L înduplece pe Dumnezeu prin jertfele pe care le ia de la amalecit, Samuel îi iese în întâmpinare și îi spune, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea poruncilor lui face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și la terafim. Și pentru asta era pedeapsa cu moartea, dragii mei. Împotrivirea, neascultarea nu pot fi acoperite de jertfele noastre, de sărbătorile noastre, de bucuria noastră. Care să fi fost greșeala lui David? Neglijență în raportarea la Dumnezeu. Neglijență în raportarea la Dumnezeu. Nu doar el, și eu, și tu probabil suntem vinovați de lucrul acesta de multe ori. Suntem prea familiarizați cu el. David era din ce în ce mai mare, Domnul oștirilor era cu el, David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat înaintea poporului și înaintea tuturor neamurilor. Și imaginați-l pe David acum, mult prea familiar cu Dumnezeu, neatent la cerințele lui. Și de aceea
Trei luni de zile Dumnezeu îi dă vreme de gândire. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și David, văzând tragedia, moartea lui Uza și faptul că toată sărbătoarea lui este făcută praf, el se sperie, zice, cum să aduc chivotul lui Dumnezeu în casa mea și îl trimite la Obededom din Gat. Și Dumnezeu știe că dorința lui David este bună și că lucrul acesta trebuie să se întâmple, dar nu cum vrea el, ci cum vrea Domnul. Și de aceea binecuvintează casa lui Obed-Edom și tot ce avea el. Și vin la David să-i spune, oh, de când este chivotul în casa lui Obed-Edom? Uite că Dumnezeu l-a binecuvântat pe el și tot ce are el. Și David zice, dragii mei, Dumnezeu și-a întărit legământul prin binecuvântări și blesteme și prin ambele încearcă să te aducă la Dumnezeu. Și moartea lui Uza și binecuvântarea lui Obed-Edom erau într-un fel chemarea lui Dumnezeu pentru David ca să se apropie de el, ca să adune la oaltă, dragii mei, pe cei doi împărați, subordonându-se marelui împărat. După trei luni de zile, David adună pe Țadoc și pe preoți, dragii mei, și pe leviți și îi găsiți înșirați și le spune, pentru că n-ați fost întâiași date cu noi, dar de ce n-am fost întâiași date cu tine? Pentru că ai crezut că așa cum ai cucerit Ierusalimul, poți duce și chivotul cu oștenii tăi. Și ai uitat de legea lui Dumnezeu, de legea lui Moise. Acolo avea instrucțiuni foarte clare. David în sfârșit deschide legea, o citește, vede ce trebuie făcut și se pregătește să aducă chivotul de data aceasta după cererea lui Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu din totdeauna și-a dorit o monarhie teocratică, un monarh supus autorității lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă aduc un alt exemplu. Moise, probabil mult mai mare decât David, David nu vorbea gură către gură cu Domnul, îl întrebea efodul pe preot, dar Moise intra în prezența lui Dumnezeu. Și după ce îl omoară pe egiptean, trebuie să fugă și 40 de ani este păstor la Ietro în Madian. Și odată vede un rug în flăcări. Și l-ar fi auzit trosnind, da? Și rugul nu se mistuia. Și el se întoarce să vadă minunea. Și Dumnezeu intră în dialog cu el și îl trimite în Egipt să scoate pe popor. Moise se codește, Dumnezeu insistă, el arată semne, Moise se codește. Și atunci Dumnezeu strigă la el și Moise cedează. Își ia nevasta pe cei doi copii și pornesc spre Egipt. Și noaptea Dumnezeu vrea să-l omoare. Sefora se trezește, ia o piatră ascuțită, taie împrejur pe băieții lui și aruncă lui Moise o vorbă, soț de sânge. Ce s-a întâmplat, nu știm. Dar parcă mi-aduc aminte de cuvintele Domnului spuse lui Adam. Adam, fiindcă ai ascultat glasul nevestei tale. Nu uitați, Sefora era o madianită. Când Moise a început să-i vorbească despre cerința legii, la 8 zile băieții trebuie tăiați împrejur, Sefora a zis, nu cu băieții mei. Și Moise a cedat, probabil. A trebuit să înveți o lecție încă la începutul călătoriei. Chiar dacă Dumnezeu te invită, te cheamă în lucrarea cu El, nu-ți poți permite să o faci oricum, decât în ascultare de Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă duc un pic mai târziu. El scoate poporul din Egipt și ajung în pustie, poporul a însetat, n-aveau apă și vin la Moise. Moise strigă la Domnul, era în fața stâncii Horebului și Dumnezeu îi dă o poruncă. Du-te și lovește stânca cu toiagul. Moise, în ascultare de Dumnezeu, se duce, lovește stânca cu toiagul, țâșnește apă, stâmpără setea poporului și poporul pleacă mai departe. Dar ceva mai târziu, spre sfârșitul lucrării lui, este într-o situație similară. Poporul strigă, n-avea apă și Moise vine la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, vorbește stâncii. Nu îi spune, lovește stânca, vorbește stâncii. Dar așa cum David s-a bizuit pe experiențele lui precedente în cucerirea cetății ebusiților și a crezut că poate opera cu Dumnezeu la fel, Moise își aduce aminte, probabil tensiunea era mare între el și popor, că el lovise stânca și stânca s-a despicat și a țâșnit apă pentru popor. Și în loc să vorbească stâncii, lovește stânca. Poporul bea, stâmpără setea, Dumnezeu se uită în ochii lui Moise și lui Aaron și spune, pentru că nu m-ați cinstit înaintea poporului, nu veți intra în țară.
Dragii mei, de 40 de ani, Moise visa la momentul trecerii Iordanului, în țara în care curge lapte și miere. Și Dumnezeu îi spune, nu. De 5 ori, în Deuteronom, Moise îl roagă pe Dumnezeu, Doamne, te rog, lasă-mă să... Și a 5-a oară Dumnezeu trebuie să strige la el, să nu mai vorbești despre lucrul acesta. Îl suie pe muntele Nebo, arată țara, după care îl duce acasă. Indiferent cine ești, când intri în slujba Domnului, El e șeful, El e autoritatea ultimă, El are ultimul cuvânt și atunci lucrurile trebuie făcute după așteptările Lui. Oare care să fi fost problema lui David? Care să fi fost problema, da? Care erau cerințele Domnului? În Exod, capitolul 25, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui, și versetul 8 conchide, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dar cine este acest eu care va locui în mijlocul lor? Este cel care a creat cerurile și pământul, cel care a dus 10 urgii peste Egipt, cel care a despicat Marea Roșie, dragii mei, cel care urma să-i hrănească în pustie 40 de ani, să le dea apă și pâine, 40 de ani. Wow! Dacă acest Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru, dragii mei, trebuie să umblăm pe vârfuri în prezența Lui. Nu la întâmplare, teama de Domnul, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, spune înțeleptul Solomon. Atunci când Dumnezeu și-a așezat cortul în mijlocul taberei, l-a înconjurat cu o perdea de sânge, cu corturile leviților, oricine s-ar fi apropiat, trebuia să moară. Observați pe cine aducea David la Ierusalim în momentul respectiv? Porunca a fost clară. Când veți face cortul și vasele din el, să faceți totul după chipul care ți s-a arătat. Dragii mei, în casa lui Dumnezeu, locatarul hotărăște cum se fac lucrurile. Nu noi oamenii, noi nu organizăm, nu aranjăm casa, zice, Doamne, îți place dacă nu mai schimbăm mobila? Nu, nu, nu. Moise a trebuit să respecte întru totul planurile lui Dumnezeu. Dar nu numai în aranjarea cortului, ci în felul în care cortul se desfăcea, se refăcea, în care era transportat în cei 40 de ani, totul era hotărât de Dumnezeu. Iată cortul întâlnirii. Prezența Domnului, eu voi locui în mijlocul lor, spune Domnul. În pustia Negev astăzi, cei care, poate când se va termina războiul, vizitați Israelul, aveți cortul întâlnirii așezat ca să fie vizitat, să restârnească în inima evreilor dorința de a rezidi templu. În Numeri, dragii mei, se precizează până și felul în care chivotul trebuia purtat. Așa trebuia purtat. În cort intrau doar chehatiții. Ei desfăceau, ei puneau, ei pregăteau și la urmă ei ridicau chivotul pe umeri și îl purtau prin pustie, dragii mei, indiferent cât de lungă ar fi fost călătoria. Chivotul lui Dumnezeu trebuia purtat pe umeri, nu într-un car nou. Întrebarea este, de ce? Nu cumva pentru că din totdeauna dorința lui Dumnezeu a fost să locuiască în inimile și în mijlocul creaturilor sale. Din totdeauna dorința lui Dumnezeu a fost să locuiască în inimile și în mijlocul creaturilor sale. Dar încă nu sosise vremea. Atunci când Domnul Iisus Hristos se apropie de apa Iordanului, Ioan Botezătorul îl vede și strigă, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După care el spune, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, El este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, până când păcatul lumii n-a fost ridicat, până atunci relația omului cu Dumnezeu avea nevoie de o interfață. Chivotul putea fi purtat cel mai aproape pe umerii leviților, nu în inima leviților. Deși Dumnezeu era prezent în mijlocul lor, El, Fiul lui Dumnezeu, prin moartea Lui, a deschis porțile împărăției cerurilor și a inimilor oamenilor ca Dumnezeu să poată veni să locuiască în noi, să devenim casa lui Dumnezeu noi înșine. O, dacă am ști cine este Domnul, poate că am fi un pic mai atenți cu modul în care ne trăim viața creștină. Viața creștină. Dar casa lui Dumnezeu astăzi, ca
care să fie? Pentru asta mă întorc la actul creației, ca să vedeți că din totdeauna asta a fost dorința lui Dumnezeu, să locuiască nu în case făcute de mâini, ci să locuiască în casa făcută de El, adică în trupurile noastre, în comunitățile noastre. Geneza capitolul 1, versetele 26, dar 28. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Oare de ce? Ca să fim compatibili cu divinitatea, să poată veni să locuiască în noi, să poată locui între noi. Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Domnul i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul cu ce? Cu oameni după chipul lui Dumnezeu și supuneți-l. Dacă plec doar din cartea Geneza și mă întreb, Doamne, ce ai gândit când ți-ai alcătuit planurile în tine însuși? Cu alte cuvinte, când dorința ta a fost să locuiești, ce casă ți-ai ales? Inimile creaturilor sale și în mijlocul creaturilor sale. Dumnezeu a dorit și dorește să locuiască în noi și între noi. Dragii mei, casa lui Dumnezeu, locul prezenței lui Dumnezeu, nu e o cutie de salcâm, tronul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu devin eu ca individ, eu împreună cu soția mea, ca familie și noi, dragii mei, cei născuți din nou, ca și comunitate a lui Dumnezeu. Priviți istoria templelor. Linia de jos este linia păcatului. Sub linia păcatului, nici la început, nici la sfârșit, nu există templu, pentru că relația cu Dumnezeu este nemijlocită. Nu-i nevoie de această interfață. Dar din pricina păcatului, Dumnezeu a poruncit să-i se facă cortul întâlnirii. Moise face templu, Solomon face templul de la Ierusalim, apoi Zorobabel și Irod îl înfrumusețează. Și în mijlocul templului lui Irod, Domnul Iisus Hristos, care a curățat, dragii mei, templul de vânzătorii de bani, ca să răspundă celor care întrebau, cu ce putere, cu ce autoritate faci lucrul acesta? Și răspunsul este simplu și clar. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Au trebuit 64 de ani și tu îl vei zidi în 3 zile? Și Ioan spune, vorbea despre templul trupului său. În 3 zile îl voi zidi iarăși. Dar cine este cel care vorbește? Cine este Domnul Iisus Hristos? Coloseni, capitolul 2, cu 9, în El locuiește, trupește toată dumnezeirea. Cu alte cuvinte, nu este El chivotul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu? Pentru că chivotul era punctul focal, tronul lui Dumnezeu. Sau în Ioan, capitolul 14, versetele 8 și 9, în camera de sus, în discuția cu ucenicii, după ce spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Filip spune, arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Domnul Iisus i-a răspuns, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Nu-i așa? Cuvântul care era Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Plin de har și de adevăr. Iar în capitolul 14, versetul 23, Dumnezeu vine și spune, nu doar eu, sau Hristos, nu doar eu, ci și voi, trupul meu, puteți fi locuiți de Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvintele mele. Tatăl meu îl va iubi și noi cine? Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni și vom locui împreună cu El. Incredibilă taină! Incredibilă taină! Dumnezeu nu mai este purtat pe umeri de o categorie specială de oameni, ci Dumnezeu locuiește în inimile creaturilor sale, în mijlocul creaturilor sale, dacă ne deschidem pentru El ca să-L primim. Prezența lui Dumnezeu este obligatorie în creștin, în familia creștină și în comunitatea creștină. Obligatorie în creștin. Pavel scrie corintenilor care se jucau cu păcatul și sărbătoarea și nu știau cum să facă diferența între cele două. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Proslăviți-L pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Iar apoi în Matei, Domnul Iisus spune, acolo unde 2 sau 3
sunt adunați în numele meu, ne pregătim pentru o nuntă. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Observați, fiecare familie creștină ar putea să devină chivotul, locul prezenței lui Dumnezeu, scaunul de domnie al lui Dumnezeu, dacă îl primim pe El ca autoritate ultimă. Și scriind Efesenilor, spune, noi avem intrare liberă la Tatăl într-un singur Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Hristos în El. Toată clădirea, bine închegată, crește să fie un templu sfânt pentru Domnul. Da? Un templu sfânt pentru Domnul. Și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Casa lui Dumnezeu sunt eu, familia mea și comunitatea celor născuți din nou. Dar ne pregătim de o nuntă, dragii mei. De nunta lui Timi Toadere și Alinei Săstraș. Și dați-mi voie să mi-aduc aminte de ce spune Eclesiastul în capitolul 4, versetele 9 la 12. Mai bine doi decât unul, căci vor lua o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, unul are cine să-l ridice. Dar dacă cade și n-are cine să-l ridice, da? N-are cine să-l ridice, întreabă Eclesiastul. Și apoi în versetul 12 spune, dacă se întâmplă să ridice unul împotriva, cineva împotriva unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Citiți cu mine. Și funia împletită în trei, nu se rupe ușor. Dar cine e al treilea? Cine e al treilea? Dragii mei, dacă nu știi cine e al treilea, mulțumește-te cu ofițerul stării civile. Ia-ți certificatul, du-te, trăiește-ți viața, bucură cu nevastă ta, dar nu veni la altar. Când vii la altar, să ceri binecuvântarea și binecuvântarea, dragii mei, nu-i ce-ți dă Domnul, ci Domnul care ți se dă. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cei doi tineri vin, rostesc jurămintele înaintea lui Dumnezeu și pleacă cu Dumnezeu, pentru că funia împletită între ei nu se rupe ușor. Cine este? A, greșeala lui David, foarte ușor, poate deveni și greșeala noastră, fiecăruia, dragii mei. Neglijență în raportarea la Dumnezeu. S-a estompat, s-a subțiat, s-a pierdut frica de Domnul. Și avem impresia că suntem familiari cu El. Dragii mei, ne rugăm mestecând și avem impresia că bolboroserile noastre ajung la urechile. Nu. Dumnezeu este un foc mistuitor. Greșeala lui David poate deveni și greșeala noastră. Ce mare har că Dumnezeu s-a oprit doar la Uza și n-a continuat inclusiv cu David și cu toată suita lui. Dar dați-mi voie să vă aduc aminte de un alt personaj, Petru, cel mai de seamă ucenic al Domnului Iisus. Împreună cu Iisus erau la izvoarele Iordanului în Cezarea lui Filip și Domnul le pune o întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Apoi unii zic că ești Ilie, alții Ieremia, alții prorocul. Dar voi, întreabă Iisus. Și Petru sare și spune, a, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Domnul Iisus se uită la el și Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Petru prinsese o linie directă cu Dumnezeu. Parcă îl văd cum se umflă în pene, dragii mei. Se uită în jur la ucenici și zice, ha! De atunci încolo, Domnul Iisus a început să le vorbească că el trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor, să sufere, să fie răstignit și a treia zi va învia. Dar Petru n-a mai auzit și ultima parte. Și Petru îl ia deoparte pe Domnul Iisus Hristos și îi vorbește de sus. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Știți ce îi spune Dumnezeu? Înapoi al meu, Satanu. Pe Uza l-a lovit Domnul din pricina păcatului lui. Ar fi trebuit să lovească pe Petru.
din pricina păcatului, stai tu sfaturi lui Dumnezeu? Să știi tu mai bine decât El? Dar încă Hristos nu-și arătase divinitatea prin învierea Lui din morți în trupul Lui de slavă. Și Dumnezeu, dragii mei, îl iartă pe Petru, dar nu și pe Anania și Safira mai târziu. Cad morți în mijlocul oamenilor din pricina minciunilor, pentru că l-ați mințit pe Duhul Sfânt. Lăsați-mi voie să închei întrebându-mă pe mine, în primul rând, cine este în slujba cui? Da, vreau să-L duc pe Dumnezeu în casa mea, în viața mea, dar întrebarea este să fie Dumnezeu echivalentul Duhului Lămpii Aladin, dacă am vreo dorință să zic o rugăciune? Zile trecute primesc un mail și un mail cu care m-am frământat și eu foarte mult, mai ales în perioada în care Filip era bolnav, pentru că găsesc în Scriptură o mulțime de versete. Orice veți cere în numele meu, vi se va da. Să credeți că l-ați și primiți, că sunteți stăpân pe lucrurile. Dragii mei, și noi am strigat la Domnul și Domnul nu ne-a ascultat, nu ne-a răspuns. Ba da, ne-a răspuns, dar altfel decât am fi așteptat noi. Întrebarea este, cine este în slujba cui? Dacă eu sunt în slujba Domnului, vreau să vă spun, nici măcar întrebări n-am de ce să-i pun. El hotărăște, El este Alfa și Omega, El orchestrează lucrurile cum eu nu le înțeleg. Mă supun autorității Lui. Oare cum am intrat în relație cu Dumnezeu? Pavel în Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10 spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca? Dar ce înseamnă asta? Dragii mei, când îl mărturisești ca Domn, iei ce ai furat din mâna Lui, dreptul de a hotărâ binele și răul, și îl pui înapoi în mâna Lui Dumnezeu și zici, Doamne, mă supun autorității Tale ultime. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, cuvintele le poți repeta, ce se întâmplă în inima mea? Prin credința din inimă se capătă mântuirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Atunci când Toma este în fața celui înviat și deși sisese cu 8 zile înainte, dacă nu voi crede. Și Domnul Iisus zice, Toma, pune degetul și palma și nu fi necredincios, ci credincios. Toma cade la picioarele Domnului Iisus Hristos, strigând, Domnul meu, și Dumnezeul meu. Dragii mei, David a trebuit să învețe lecția asta și a învățat-o dureros de-a lungul vieții. Dar Dumnezeu trebuia să înceapă cu el așa, pentru că se pregătea legământul davidic care urma să înveșnicească într-un fel linia davidică până în Hristos. Ori, în fața lui Dumnezeu, El este șeful. Amin.